polițiștii din cadrul postului de poliție Popești au fost sesizați despre faptul că un bărbat a pătruns fără drept într-o locuință. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 56 de ani din localitate care a pătruns prin forțarea ușii de acces în locuința unei femei de 80 de ani, încercând să întrețină raporturi sexuale cu aceasta. Polițiștii, în urma efectuării cercetărilor, au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore față de bărbat, care este cercetat de către polițiștii pentru mai multe fapte de furt. În cursul zilei de ieri, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, magistrații admițând propunerea acestuia, fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de viol, violare de domiciliu și distrugere. Bărbatul în prezent se află încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări față de bărbatul în vârstă de 56 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu. Acesta riscă o pedeapsă între 3 și 10 ani de închisoare.